Capitolul 6. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu i se satură sufletul de bunătățile agonisite de el și dacă nici de înmormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. Căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele. Și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de ar trăi chiar de 2 ori 1000 de ani un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc. Toată truda omului este pentru gura lui, și totuși poftele nu îi se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă, care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață în toate zilele vieții lui de viețuire deșartă pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare?